mai devenit serioasă, dar până acum... Dar eu am iertat trădarea. Cum ai reușit? Ierți atunci când iubești cu adevărat. Vezi să nu încep la plânge acum? Salutare și bine v-am găsit! O nouă săptămână, o nouă invitată cu totul și cu totul specială, Diana Balerin. Salutare, draga mea, și bine ai venit! Bună, să zic că ești așa o femeie plină de energie pozitivă. Ai venit și mi-ai adus și mie puțină energie, că azi mă simțeam chiar nu prea bine. Da, eu mereu eman așa energie, că cineva îmi spune că ești ca o furtună. Ai venit, ai luat, ai plecat, ai lăsat și te-ai dus, știi? Astăzi vreau să vorbim despre tine, dar și despre povestea ta cu Marco. Vreau să ne spui unde v-ați întâlnit și când v-ați întâlnit, cum a fost? Întâlnirea a fost, evident, în Italia. A fost acum 7 ani. 7 ani deja? Da, cam așa, aproape. A fost totul foarte subit, foarte la galop, cum spun eu, relația noastră, că a luat-o la galop, chiar a luat-o la galop, pentru că mulți le este de mirare acest fapt că cum așa în 10 luni să te căsătorești cu un italian. Asta e foarte, foarte chiar repede. Chiar în 10 luni eu n-am știut acest detaliu, să da, știi. Da, în 10 luni noi ne-am căsătorit. Cum s-a întâmplat atât de repede? Care crezi că a fost secretul vostru? Da, nu, cred că nu este un secret. Cred că a fost dragoste de la prima vedere, a fost înțelegere din start, condiții și... Adică am acceptat ceea ce mi-a propus el, el a acceptat ceea ce am propus eu și a fost totul foarte repede. De obicei la mine așa și se întâmplă, ceea ce e spontan devine frumos. Așa, spune-mi cât de diferiți sunt italienii de bărbații moldoveni? Foarte diferiți. Așa, spune-mi câteva diferențe. Ok, nu generalizez tot, dar italienii sunt mai gentili, mai educați, mai curtători, mai dulci, mai nu știu. De fapt, ei au altă cultură, de aia ei sunt așa mai diferiți, să spunem. Să știi că ai un bărbat foarte frumos, cred că ți-au spus multe alte, da. Multe femei ți-au spus chestia asta, l-am văzut prin multe videoclipuri, spune dacă un pic așa nu ești geloasă. De start eram geloasă chiar, dar nu arătam niciodată, adică în public, o arătam doar lui, dar pe urmă mi-a trecut gelozia aceasta, pentru că am înțeles că e inutil, adică el e cu picioarele pe pământ, adică sau chiar dacă s-ar putea întâmpla, mă rog, nu putem evita nimic în această viață, dacă este să se întâmple, se întâmplă și am eu alte preocupări, adică decât dar să fiu geloasă. Cum s-a obișnuit el aici, cu siguranță? Foarte bine. Foarte bine. Exact. Chiar... Totul e simplu, totul e ușor. Chiar alaltă seară vorbeam cu el și spuneam, știi, parcă m-aș întoarce în Italia, știi, nu știu, aș lăsa tot, mi-aș lua valiza și aș pleca. Și el, păi tu pleacă, eu rămân. Așa simplu, știi, adică el s-a obișnuit aici, îi place aici, eu nu pot să fac nimic, adică e ok. Da, e ok. Tu ești femeie de afaceri, la fel și el. Exact. Încearcă să-și facă niște afaceri aici la noi. Cum reușiți cu copiii, cu programele voastre? La noi programul e ca la toți, cred că, care au, dar nu numai decât să ai afaceri, chiar care sunt angajați. Adică dimineața ne trezim, care la școală, care la grădiniță, care la muncă, care și pe unde. Și seara iarăși din nou, strângem pe toți și acasă. Adică, nu știu, pentru mine e foarte simplu, nu știu pentru alții. Spune-mi, cum cucerim un italian? Ție ți-a reușit? Da, sincer să-ți spun, n-am făcut nimic și din comun. Adică sunt eu, am fost eu și atât. Adică chiar nu știu secrete sau că am pus ceva la cale. Absolut deloc, s-a întâmplat de la sine. Dar eu nu cred atunci că... hai să o luăm invers, dar cum cucerește un italian, o moldoveancă? Da, prin felul lui de a fi a fost cucerea asta. Cum el este foarte calm, eu fiind mai agitată, chestia asta uneori chiar mă deranjează, nu mă deranjează, mă enervează. El fiind așa, mai politicos, mai dulce, așa, și a fost foarte repede, în doi timp și trei mișcări, cum s-ar spune. Spune-mi cum s-a înțeles el cu copilul tău mai mare din precedenta căsătorie. S-a înțeles bine și se înțeleg foarte bine pentru că el era încă mic. Avea 2 ani și ceva și, adică, el nu a
chiar îmi era frică de acest pas, dar a fost foarte bine, se înțeleg foarte bine. Chiar mulți spun că, știi, parcă e al lui, nu e din altă parte. Și e ok, adică foarte bine. Cum ai trecut tu prin divorț? Tu ai vorbit despre asta odată, dar știi că la noi femeile le este foarte greu să iasă dintr-o căsătorie, chiar dacă este o căsătorie nefericită. Ție cum ți-a reușit? Cum ai făcut acest pas? Iarăși de nou spontan. A fost spontan, foarte rapid, foarte bine pus la punct fiecare detaliu, fără multă vorbă, direct la țintă. Atât. Așa, asta dau chiar și un sfat. Adică nu văd sensul să mai încerci sau să spui cuiva, uite, mami, tati, că dacă spui, eu după propria mea trecere am înțeles că cel mai bine e taci și faci. Dar a fost o, nu știu, o înțelegere sau o alegere reciprocă, v-ați înțeles sau ai decis tu să pui punct? Inițial am propus, nu s-a acceptat. După am înțeles că nu mai merge, relația era foarte bolnavă, adică deja, și am spus că dacă unul din noi trebuie să facă primul pas, ca de obicei în orice relație, în orice război, unul trebuie să înceapă. Și am decis să fiu eu aceea. Și am făcut foarte repede. Ți-a fost ușor să ți revii după asta sau ți-a fost mai greu, poate? Mie mi-a fost ușor pentru că eu n-am suferit deloc în cazul ăsta. Și a fost o piatră care ți-a luat-o de pe suflet. Exact. Eram mai greu când eram împreună decât după divorț. Și mi-am revenit foarte, foarte ușor. Adică chiar n-am avut nevoie de psiholog sau de alte lucruri, de terapie. A fost ok. Dar la tine este totul foarte simplu. Da, e ușor să fii tu, cred că. Da, e ușor să fiu eu. Uneori, știi, mulți îmi spun, știi, nu poți să fii pe plac tuturor. Și cineva mi-a spus odată, băi, tu ești așa că tu nu stai mult pe gânduri să te gândești, tu ai, ce ai pe limba, ce spui. Eu nu pot juca teatru. Uite, chiar vorbeam cu Victoria Roșca. Da. Să vin să fac niște cursuri de teatru pentru că eu nu pot să fac teatru. Eu îți spun așa cum este, atât. Apropo, vroiam să te întreb de Victoria. Voi când v-ați cunoscut și ați devenit prieteni? Pentru că am observat că aveți așa o legătură foarte strânsă. Exact, noi suntem foarte compatibile, noi suntem directe ambele, ne înțelegem foarte bine. Eu cred că noi seara ca noi să vorbim la telefon câte o oră, putem să stăm la telefon, chiar și la miezul nopții. Dacă Victoria mă sună, eu răspund. Da, dragă Victoria, ce s-a întâmplat? Vă cunoașteți de mai de mult? Nu, nu. Cred că un an de zile, dacă nu mă greșesc, cam așa are. Cam așa, de atât o cunosc pe Victoria. Dar să știți că aveți aceeași energie bună, observați asta. Ne înțelegem foarte bine, adică chiar aseară vorbisem cu ea. Da, observați că n-am reușit. Sunteți foarte active și pe Facebook și pe Instagram, faceți live-uri împreună și de asta spun că aveți o legătură foarte strânsă, mai exact. Rar așa între femei. Felicitări pentru asta. Mersi. Diana, să știi că am un mic joculeț acum pentru tine, niște da, întrebări eu știu. Așa mai fericită. Da, știi, ne urmărești sau nu știu. Sigur, fiecare zi. Sper să-ți placă întrebările noastre. Hai. Și prima întrebare de 40 de grade. Spune-mi dacă ți-a făcut vreodată o femeie avansuri. S-a dat la tine așa. Nu. Deci în Italia? Nu. Adică complimente, mă rog, dar avansuri în sensul... Poate n-am știut că tu ai un bărbat frumos acasă. Nu. Chiar nu. Întrebarea de 60 de grade. Ți-am spus că ai un bărbat foarte frumos. Spune-mi dacă s-a întâmplat vreodată ca vreo femeie să-i facă ochi dulci de față cu tine. Da, a fost și numai o dată. Aoleu, și cum ai reacționat? Da, e ok, adică eu chiar n-am avut nicio reacție, el nici n-a înțeles, eu n-am dat pe față, m-am calmat, adică chiar nici m-am ajutat, chiar mi-mi venea râde, că era absurd. Adică eu consider acest fapt, când ești de față cu... este soție de față sau soțul de față, e absurd să faci avansuri. Hai, când e singur, chiar am avut o întâmplare, m-a sunat cineva la telefon, o domnișoară și îmi spune, știți, am văzut soțul într-un magazin. Uh-huh. Foarte bine. Care e problema? Vrei să-l împrumut sau cum, știi? Dar n-ai vreun veritor ceva? Nu. Pentru... Știi că e foarte frumos, e foarte așa. După câteva ore vine el acasă și îmi spune, știi, astăzi în magazin cineva se uita foarte insistent la mine. Dar eu îi spun, eu deja știu situația. M-a sunat, mi-a spus, Doamne, lui vine să creadă. Femeile de la noi sunt prea îndrăznețe câteodată. Exact, dar eu n-am nicio frică. Eu cred, din punctul meu de vedere, așa că un om nu poți să-l ții cu deasila. Poți să-i dai cu deasila, dar să-l ții cu deasila, cred că e inutil.
De cel mai tare îl sfoci, de cel mai tare îl tentează să plece. Da, să plece, da. Exact. Mergem la întrebarea de 80 de grade și spunem, ce îl enervează cel mai mult pe Marco la tine, la caracterul tău? Poate ai tu ceva? Uite, el așa de greu se enervează. El enervează că eu sunt foarte directă și foarte promptă. Mi-a spus că îți lipsește diplomația în familie. Așa mi-a spus. Bine că poți fi diplomată cu alții, dar nu cu mine. Dar eu sunt de părerea că noi trebuie să ne spunem lucrurile așa cum sunt, chiar dacă le spun așa mai tăios, dar așa sunt eu. Cum pe ești mai focoasă, exact, mai pentru aprinsă. Un om energic nu poți să-l schimbi, să-l faci mai calm, așa un calm nu poți să-l faci energic. Exact și același lucru cu mine. Așa că mă accept, i-am spus câte ori. Ori mă accepți așa cum sunt, sau plec eu, sau pleci tu. Și atât, s-a terminat discuția. Tu ești foarte decisă, știi? Da, foarte decisă. Și întrebarea de 100 de grade, nu știu cine a alcătuit această întrebare, dar... Nadia. Ok. Dacă ar veni soțul tău și ți-ar propune un menaj a trois, tu ce îi spune? Dar el știe că nu. A, că nu. Ați apropus de noi am fost așa discuție. În Italia sunt cluburi de genul. Uh-huh. Nu știu la noi, nu știu încă, dar în Italia sunt cluburi de tot, cred că. Cred că, poate. În Italia sunt așa cluburi. Noi am discutat despre această temă. Eu fiind foarte posesivă și geloasă poate, geloasă. Nu știu. Dar nu știu, nu pot să percep lucrul ăsta. Nici două, nici doi. Chiar nu știu. Doar voi doi. Poate nu știu, odată, dar nu cred. Nu, răspunsul este nu. Rămâne nu. Ok. Dar niciodată nu spun niciodată. Bine, următorul interviu, cine știe, poate dai vreo veste. Okay. Glumim, bineînțeles. Diana, îți mulțumesc foarte mult. Drag. Sper că te-ai simțit bine la noi. Foarte bine. Mult succes în tot ceea ce faci și să fiți fericiți și tu și Marco și copiii voștri. Mersi frumos. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție și ne vedem săptămâna viitoare.